De asta vreau să vă asigur. Domnule prim-ministru, ce fonduri de locale la guvern pentru locații afectate de inundații? În primul rând și prima soluție va fi aceea de a avea locuințe modulare puse la dispoziție ca oamenii să aibă un acoperiș deasupra capului. Din inventarul pe care l-am făcut la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în acest moment putem face față la numărul de locuințe distruse cu acest cuantum de case modulare pe care le avem. Adică numărul de case modulare pe care le avem la dispoziție e mai mare decât numărul de case distruse până în momentul de față în România. Cam peste 257 de locuințe sunt distruse sau 246 în acest moment de case distruse în România. Avem în acest moment necesarul de locuințe modulare pentru a-i sprijini pe acești oameni. După ce facem evaluarea tuturor pagubelor, vom decide în guvern în ce formulă îi vom ajuta la reconstrucția caselor sau a materialelor de construcție necesare pentru reconstrucția caselor. După ce se retrag apele, mai veniți la Săucești? Așa cum am spus, voi veni ori de câte ori va fi nevoie și voi veni de atât de ori de câte ori va fi necesar pentru a putea rezolva și problema digului. Domnule premier, aici s-a discutat doar despre inundațiile de la Săucești sau ați vorbit și despre problemele de pe Valea Muntelui Agăș, a Său, Ghimeș, Tădeni? Le-am avut pe toate în vedere și din discuția cu autoritățile locale știu ce au de făcut în continuare. Eu mă asigur acum că eu în acest moment am ca prioritate faptul că aici trebuie să ținem sub control situația, dar Siretul se duce spre Galați, Brăila și nu încape în Dunăre. Iar marea problema noastră și provocare în acest moment o reprezintă să facem față peste o 7 zile, probabil de azi înainte, la ceea ce se poate întâmpla în Galați și în insula Brăilei. De aceea spun că suntem în mișcare și ținem situația sub control oriunde ele se întâmplă. De la Bucurambo, de unde plecați? Acolo nu este necesar. Imediat, după ce iau decizia, vă voi comunica. Nu știți unde plecați? Am patru alternative și, evident, în funcție de gravitatea situației. Repet, mă consult cu colegii.